emisiune oferită de Ircon. Bună ziua și bun regăsit pe calea succesului! Am pornit în seria de interviuri despre succes cu domnul Cristache Zanoschi, cel care a reușit să învingă vremuri și mentalități și să construiască într-o vreme de criză o fabrică de medicamente la Iași. Profesorul Zanoschi este un cercetător dedicat și pasionat, pentru care lucrurile de zi cu zi au prea puțină importanță față de ceea ce se întâmplă în laboratorul său. Omul Zanoschi este cu atât mai interesant cu cât reușește să facă din propria poveste o lecție de viață și de reușită. Vă invităm să-i ascultăm povestea. Domnule profesor, am reținut din emisiunile precedente că rezultatele pe care le-ați obținut au necesitat din partea dumneavoastră eforturi mari, intelectuale, financiare, logistice, multă dăruire și o perseverență aproape ieșită din comun pentru realizarea obiectivelor propuse. Spuneți-ne de unde ați avut aceste resurse care v-au mobilizat și care a fost scopul pe care l-ați urmărit? Parcă v-am spus altă dată și vă spun și acum tot la fel. Deci tot ce s-a făcut a fost pentru comunitate, din dorința de a aduce un dram de, sau un gram de alinare pentru cei bolnavi și suferinți și nu a avut ca scop îmbogățirea sau goana după laur. Încă nici una, nici alta nu mai folosesc acum. De altfel, niciodată nu am alergat după titluri sau funcții. Acestea, atâtea câte au fost, au venit de la sine fără niciun fel de efort sau de intervenții în acest sens. Apropo de aceasta, discutam odată cu o cunoștință, un prieten, pe tema respectivă că aș fi sau n-aș fi mulțumit de ceea ce am făcut până acum. La care interlocutorul meu spune, zice, domnule, ai grijă să nu superi pe Dumnezeu. Dar spuneți-mi, în legătură cu cercetarea științifică, cum vă situați dumneavoastră, cum vă raportați între activitatea științifică și activitatea practică? Am înțeles că aproape toate produsele pe care le realizați, medicamente, suplimente nutritive, cosmetice, unguente, creme, au înglobat în ele o parte importantă din creativitatea personală. Cât din asta înseamnă aport științific și cât este suflet? O să vă răspund mai pe larg la această întrebare ca să puteți înțelege. Medicina este un domeniu de activitate de vârf. Probabil este cel mai este domeniul de activitate cu cele mai multe specialități medicale, chirurgicale, logistice, de cercetare. Și nu știu dacă mai găsești în altă parte, într-un alt domeniu, așa de multe specialități. Dar orice activitate sau gest terapeutic, fie medical sau fie chirurgical, este fundamentat de o cercetare științifică. Cercetare care se materializează printr-o teorie sau o dogmă de bază de la care pornesc alte activități medicale sau activitățile medicale propriu-zise. Prin urmare, dacă este să privim sintetic, putem spune că medicina are două părți mari. Cercetarea medicală sau partea științifică, care elaborează dogmele sau liniile directorii ale practicii medicale, și medicina propriu-zisă, care se adresează marelui public, adică omului bolnav care beneficiază de serviciile medicale. Cercetarea medicală reprezintă partea de bază a medicinii, fără de care nu se poate practica sau nu poate exista practica medicală. Explicați-ne cum se face cercetarea medicală, care sunt persoanele implicate în acest proces. Sunt oameni din interiorul profesiei medicale sau pot fi și din afara profesiei? Cercetarea medicală cuprinde cele mai variate domenii ale științelor fizico-chimice, biologice, medicină și este realizată numai de persoane cu pregătire teoretică superioară, însă care au și acel har de observație și creativitate. Cum se spune la biserică, nu toți sunt chemați sau mulți sunt chemați, dar puțin sunt aleși. Așa. Acestea sunt oameni hrăziți cu ambiție și putere de muncă uriașă, care își urmează fără nicio ezitare și indiferent de sacrificiu sau de condiții țelul pe care și-l-au propus și ei de obicei sunt cunoscuți numai în cercurile științifice respective sau în cercurile științifice medicale, uneori restrânse, rămânând deci necunoscuți sau anonimi pentru publicul larg. Da, tocmai de aceea am ales să vorbim în emisiunea noastră despre succesul real. Ce înseamnă în mod concret cercetarea în medicină? Medicina actuală a ajuns la o așa dezvoltare care nu era de imaginat nici în urmă cu 10-20 de ani.
dar totuși ea se sprijină pe descoperirile sau realizările a câtorva mari personalități. Lui Pasteur, care printre multe alte realizări a pus bazele microbiologiei, Alexander Fielding, descoperitorul antibioterapiei, Alexis Carrel, care a realizat primele transplante de organe la animale și a introdus culturile de celule, și Röntgen, care a introdus explorarea radiologică. Dacă luăm de exemplu pe Pasteur, care nu a fost medic, a fost biolog, dar contribuțiile sale în medicină au fost așa de grandioase și recunoscute la vremea lui, încât chiar în timpul vieții, forurile academice franceze i-au ridicat o statuie când el încă trăia. Se spune că mergea la serviciu și trecea cu servieta uitându-se la statuia sa. De la conceptele emise de Pasteur s-a dezvoltat microbiologia cu descoperirea și caracterizarea a sute și sute de germeni microbieni. S-a dezvoltat seroterapia, vaccinoterapia. Lucruri care au revoluționat vremea respectivă gândirea medicală, iar actualmente practica medicală. Mai departe, dacă luăm pe Alexis Carrel, iată, astăzi se fac zeci și sute de transplanturi de organe și se salvează tot pe atâtea vieți. Profesorii și specialiștii în medicină, în domeniul respectiv, ies la televizor și raportează cazuri rezolvate, situații miraculoase, iar publicul îi adulează, ajungând să-i considere poate sau aproape nemuritori. Însă cel care a făcut și a fundamentat aceste tehnici, deci deschizătorul de drumuri, este săracul Alexis Carrel. Să înțeleg. Acum să știți, când a fost iar săracă, a fost laureat parcă de două ori al Premiului Nobel. Da. Să înțeleg deci că uneori lumea e nedreaptă cu oamenii de știință și adevărul are de mai multe ori cel puțin două fețe. Da, dar să știți că aceasta este un risc asumat de către cei animați doar de dorința de a face bine și nu de vanități și glorie. La fel, dacă luăm pe Alexander Fielding, descoperitorul penicilinii, de la care cercetările au adus o explozie de preparate cu acțiune antibiotică, totuși el rămâne cel care a fundamentat antibioterapia. Cu toate că descoperirea îi este atribuită lui Alexander Fleming în anul 1928, totuși un englez, John Scott Barden Sanderson, în 1870, a descris deja o legătură între mucega și cultivarea bacteriilor. Dar culmea este că primul care a semnalat acțiunea incibantă a substanțelor elaborate de mucegaiuri asupra microorganismelor a fost savantul român Victor Babeș. El a sugerat, de asemenea, că aceste substanțe ar putea fi utilizate în scop terapeutic pentru distrugerea agenților patogeni. Aceste fapte constituie o anticipație genială a savantului român, care cu 50 de ani înainte de descoperirea epocală a lui Fleming a intuit efectele practice pe care le-ar putea avea pentru terapeutică antagonismul microbian. Prin urmare, ca să încheie acest aspect, cercetarea medicală este cea parte nobilă a medicinii care aduce un concept, o teorie care fundamentează o tehnologie nouă, un procedeu terapeutic sau chirurgical sau medical, iar practica medicală este acea parte a medicinii care aplică aceste aspecte în folosul omului bolnav spre a reda sănătatea și speranța. Acum că ne-ați lămurit cu cercetarea medicală și practica medicală, repet întrebarea de la început, cum vă raportați dumneavoastră între aceste două aspecte? Aproape toate produsele realizate de firma noastră încorporează o importantă componentă științifică, unde adică un aport propriu minim, ceea ce le conferă acestor produse o acțiune terapeutică superioară în comparație cu alte produse cunoscute sau similare de pe piață. Ne puteți exemplifica? Un exemplu de știință aplicată este produsul Mameldin. Putem să-i pronunțăm numele pentru că nu este trecut deocamdată la medicamente. Este un produs excelent pentru durerile de sân, adică mastodinii, pentru secrețiile mamare sau pentru sindromul premenstrual, caracterizat prin dureri în etajul inferior al abdomenului, menstruații abundente cu teaguri, dureri lombare și la nivelul sânului stare de oboseală sau moleșală. Noi am adăugat într-un excipient de cremă un extract de Vitex agnus castus și simfitum officinale sau tătăneasă. Rezultatele obținute sunt dintre cele mai bune. Practic, nu există dureri la nivelul sânului,
care sunt determinate de hormon, deci de natură hormonală, care să nu fie rezolvate cu aplicarea acestei creme, acestui preparat pe suprafața sânului. Rezultate foarte bune au fost obținute și în nodulii la sân hormonodependent, pentru că sunt și alții care au altă etiologie, altă cauză. Deci acest nodul hormonodependent retrocedează, adică își micșorează volumul în proporție de 70-90%. Cum se explică acest fapt? Mecanismul de acțiune este foarte interesant și în același timp este un mecanism rafinat și complex. Iar pentru înțelegerea publicului privitor, care în proporție de probabil 98% nu are o instruire, o instrucție medicală, o să folosesc o exprimare care să permită înțelegerea acestui mecanism deosebit de interesant, dar în același timp care să explice într-o mare măsură cauza durerilor la sân, a producerii unor categorii de noduli, a durerilor menstruale, a cu sângerări abundente. Vedeți dumneavoastră, miliardele de celule din care este sau care alcătuiesc corpul uman au un mecanism, proces de funcționare și în același timp de organizare. Adică vreau să spun că nu face fiecare celulă ce vrea ca în democrația de la noi. Ele sunt organizate ierarhic și activitatea lor este controlată în acest sens de alte celule cu funcție de îndrumare și control. Astfel, celulele cu aceeași funcție se grupează și formează țesuturi, iar acestea la rândul lor se asociază și formează organele și sistemele corpului. Ne puteți da un exemplu în acest sens? Un exemplu simplu ar fi organizarea inimii. O parte din celule, de exemplu, dezvoltă forța contractilă a inimii, deci sunt celulele musculare cardiace, care creează presiune necesară circulației sângelui în organism. O parte din celule se ocupă cu nutriția acestora, cu glucide, lipide și proteine, precum și cu oxigen, care asigură arderea acestora și producerea energiei. O altă parte din celule se ocupă cu activitatea de comandă, adică realizează coordonarea activității musculare care trebuie să fie ritmică și într-o anumită secvențialitate de la atri la ventricule. Alte celule au funcții de pază sau apărare și așa mai departe. Dar la nivelul întregului organism, cum se petrec aceste lucruri? Dacă este vorba de întreg organismul, sau întreg organism, da? Aici sistemul nervos central format din encefal și măduva spinării și sistemul nervos periferic format din nervii rachidieni, nervii măduvei spinării și nervii rachidieni realizează funcția de control și de integrare a tuturor organelor și sistemelor corpului. Creierul, deși este studiat de multă vreme, modul real de funcționare nu se cunoaște nici acum cu exactitate. Fabulos este însă faptul că leziunile ale substanței nervoase nu produc durere. Deci creierul nu doare, iar informațiile periferice sunt transformate în senzații dureroase la nivelul unor zone specifice din creier. Și în funcție de particularitățile psihice ale fiecărei persoane, durerea este percepută mai mult sau mai puțin. Se arăta într-o emisiune într-un rând la televizor despre niște vraci din Africa care făceau operații pe creier fără anestezie. Ce alte funcții mai are creierul? Creierul este cel care dirigează, coordonează și trăiește emoțiile noastre. El reglează activitatea sau viața noastră emoțională, relațională, metabolică, hormonală și nervoasă. El armonizează toate funcțiile organismului, ca digestia, coordonează mișcările, reglează circulația, respirația, excreția, viața sexuală, prin procesul de memorizează, stochează și verifică sau triază informațiile pe care le primește din mediul intern și extern și care nu sunt puține, în jur de 10 miliarde de biți pe secundă. Pe baza memoriei construiește gânduri, idei și teorii. Memorizează, iar memoria poate fi uneori fantastică, astfel că el poate păstra un miros, o imagine, o impresie toată viața. Acestea sunt extrem de complexe care se intercondiționează reciproc și a căror expresie finală sau rezultat final este activitatea noastră cea de toate zilele, așa cum o trăim noi. Și totul este extraordinar când te gândești că elementul fundamental de bază este celula nervoasă sau neuronul, care, printre alte funcții, are și una proprie fundamentală, și anume posibilitatea de a înmagazina informații sub formă de combinații chimice. Adică o combinație chimică
corespunde la o noțiune sau o informație. Această proprietate caracteristică celulei nervoase a fost denumită generic memorie și este specifică numai celulei nervoase. La ce este importantă această funcție a neuronului? Sistemul nervos primește informațiile din mediul extern și intern, le analizează prin comparație, grație experienței acumulate anterior și păstrată sub formă de memorie și emite reacții de răspuns, de la cele mai simple la cele mai complexe. Reacții care reprezintă, de fapt, integrarea noastră în viața de zi cu zi sau, mai simplu spus, reprezintă interacțiunea noastră cu lumea înconjurătoare sau viața noastră cotidiană. Această reacție de răspuns, care este, de fapt, o reacție de control, se realizează atât prin răspunsuri nervoase, care este o reacție rapidă, cât și prin răspunsuri chimice sau umorale, care este o reacție mai lentă, dar mai prelungită a reacției nervoase inițiale. Hormonii sunt secretați de către glandele endocrine sau glandele cu secreție internă, care acționează specific asupra unor organe ținte, care prezintă unele structuri specifice numite receptori. Și așa este explicată acțiunea specifică a hormonilor asupra organelor țintă. Cum se raportează aceste date pe care ni le-ați prezentat la produsul Mameldin? Revenind la problema care ne interesează pe noi, trebuie știut că informațiile pe care le primim din mediul exterior, adică din lumea înconjurătoare, sau relațiile pe care le avem cu aceasta, se clasifică sintetic în două: informații pozitive și informații negative. Cele pozitive sunt acele care ne dau o stare de bine, de bucurie, iar cele negative sunt acele care ne provoacă o durere sufletească, emoții negative sau stres. Exemple de informații negative, sau mai bine zis de excitații negative, sunt durerile fizice de orice natură, mecanică, chimică, termică, electrică, durerea psihică, fiindcă așa cum taie bisturiul în chirurgie, tot aceeași forță o are și cuvântul, care poate uneori să vindece, iar alteori poate să ucidă. Exemplele ar putea continua, dar ca să reținem acest aspect, se poate spune că tot ceea ce nu provoacă plăcere, ci neplăcere, în sensul celor menționate mai sus, intră în categoria informațiilor sau excitațiilor negative. Cum acționează asupra creierului aceste excitații sau informații negative? Creierul se apără de aceste informații negative sau excitații negative prin secreția de substanțe specifice numite propiomelanocortine, substanțe care fac parte din categoria opiaceelor sau a morfinei și care au rol în combaterea sau în calmarea durerii. Cum se leagă acest aspect de acțiunea produsului despre care vorbeam? Aceste substanțe secretate de encefal cu rol de combatere, în combaterea durerii, adică propiomelanocortinile astea, au acțiunile lor de inhibitorie în timpul stresului sau în timpul durerii și ele blochează un hormon secretat la nivelul creierului numit dopamina, care, printre alte funcții, decide și trecerea la acțiune sau la fapte. Dopamina a fost asociată cu un hormon numit PIF, adică prolactin inhibit inhibitor, sau un hormon care, mai simplu spus, inhibă secreția de prolactină de la nivelul hipofizei, o glandă cu secreție internă care este situată la baza creierului sau a encefalului. Secreția acestui hormon important hipofizar, prolactina, se face în felul următor. Atunci când are loc creșterea secreției de dopamină, scade secreția de prolactină. Și invers, când scade secreția de dopamină, crește secreția de prolactină. Deci, cum se spune, unde dai și unde crapă. Deci, emoțiile negative, reacțiile de stres, și sunt atâtea reacții de stres în ziua de azi, determină în mod indirect, prin mecanismul care l-am amintit, creșterea secreției de prolactină, adică determină hiperprolactinemia, datorită scăderii secreției de dopamină, ca urmare a intervenției substanțelor implicate în combaterea durerii, adică hipersecreția, producerea de propiomelanocortină, ca răspuns la reacția dureroasă, duce la scăderea secreției de dopamină și are ca rezultat creșterea secreției de prolactină, hiperprolactinemia.
care are o serie de acțiuni implicit sau în mod deosebit în sfera genitală. Și cum se explică acest lucru? La nivelul hipofizei, hiperprolactinemia sau creșterea secreției de prolactină are acțiune asupra a doi hormoni hipofizari, și anume hormonul FSH, hormonul folicului stimulant, și a hormonului luteinizant sau LH. Hormonul FSH este implicat în dezvoltarea foliculului ovarian până în ziua a 14-a, când sub acțiunea crescătoare a hormonului LH se produce așa zisa ovulație sau ponta ovulară. În prima parte, deci a ciclului menstrual, primele 14 zile, are loc acțiunea FSH-ului cu o secreție predominantă în estrogen, și în a doua parte are loc o secreție mai mare de LH, hipofizar, și cu o secreție predominantă de progesteron la nivelul ovarului. Ce acțiune are, deci, creșterea secreției de prolactină? Au fost studii care au arătat că creșterea secreției de prolactină, deci secundară proceselor de stres sau evenimentelor de stres sau a reacțiilor sau a informațiilor negative pe care le primește organismul nostru, deci creșterea secreției de prolactină, nu modifică secreția de hormon foliculino-stimulant, dar inhibă secreția de hormon luteinizant. Și atunci, la periferie, adică la nivelul ovarului, răspunsul este următorul, că sub acțiunea hormonului foliculino-stimulant are loc stimularea foliculului ovarian care se dezvoltă până în ziua 14. Dacă nu intervine și LH-ul și acesta este inhibat ca urmare a acțiunii crescute a prolactinei, atunci nu se produce ruperea foliculului, nu se produce ponta ovulară. Și foliculul ovarian poate dezvolta și se poate transforma chistic. Și așa se explică formarea chisturilor ovariene. Pe de altă parte, ca urmare a scăderii secreției de hormon luteinizant determinat de hiperprolactinemie, are loc o funcție deficitară a cortului galben după ruperea foliculului ovarian și cu o secreție insuficientă de progesteron. Prin urmare, dacă este ca să repetăm, tocmai de unde începem? Începem de la emoțiile negative, începem de la stres, care, prin mecanismele amintite la nivelul encefalului, determină hiperprolactinemia, iar aceasta, la rândul ei, acționează asupra doi hormoni hipofizari, care, la rândul lor, acționând asupra ovarului, ajunge sau determină acest dezechilibru estroprogestativ cu predominența estrogenilor, în defavoarea progesteronului. Ce legătură este între aceste reacții de stres și emoțiile negative și creșterea secreției de prolactină? Acum am ajuns la explicația finală, ca să înțeleagă tot omul. Am spus deja mai înainte, emoțiile negative și stresul determină creșterea secreției de prolactină sau hiperprolactinemia, iar aceasta generează dezechilibru estroprogesteronic, adică dezechilibru în funcționarea normală a ovarului cu o cantitate crescută de estrogen în favoarea progesteronului. Și acest lucru duce la producerea sindromului premenstrual, care am văzut că se manifestă prin dureri în etajul inferior al abdomenului, dureri hipogastrice, deci dureri lombare, fluxuri menstruale sau flux menstrual bogat cu teaguri de sânge și dureri la nivelul sânului. Și cum acționează produsul Mameldin în toată această poveste? Păi foarte simplu, atacă răul de la rădăcină, adică combate hiperprolactinemia și ajută astfel la reglarea normală a relațiilor dintre sistemul nervos, hipofiză și ovar. E frumoasă și utilă povestea produsului dumneavoastră. Sper ca din interviul de astăzi să fie avut de învățat multă lume și mai sper că informațiile obținute să ajute femeile să înțeleagă, să prevină și să trateze bolile specifice. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru discuția de astăzi și vă invit să continuăm seria de interviuri cu alte povești de succes din viață și cariera dumneavoastră. Un succes care nu are urmări nu înseamnă nimic, spune Voltaire.
iar Edison ne explică succesul său prin faptul că nu a avut niciodată ceas în atelierul de lucru. Sunt Nicoleta Mogâlă și vă invit să continuăm explorarea pe calea succesului și duminica viitoare la aceeași oră. Până atunci, numai succese! O emisiune oferită de Ircon.